Primul ETF listat la Bursa de Valori București, după 11 ani, înregistrează în prima jumătate de oră tranzacții de circa 400.000 de lei, scrie ziarul financiar. Peste companii precum Banca Transilvania, MedLife și Fondul Proprietate, arată datele PVB. Fondul deschis de Patria AME urmărește structura indicelui energetic BTNG. Compoziția ETF-ului este formată preponderent din acțiuni Petrom, 29,9%, RomGaz, 28% și Nuclear Electrica, 15,9%. Acesta este primul fond sectorial de la BVB și al doilea ETF din istorie. Inițiativa Patria Asset Management este lăudabilă, spune Adrian Tănase, CEO-ul BVB. Ce beneficii aduce această mișcare pentru bursa locală? Mergem la Mihai Mureșan, Senior Sales Manager la XT. Bun găsit! Bună seara, mulțumesc pentru invitație! Haideți să vedem în primul rând, așa cum vorbeam și mai devreme despre această adopție, care sunt avantajele și care sunt dezavantajele dacă există în cazul acestui nou ETF de la Bursa de Valori București. Avantajele pentru investitori sunt foarte clare. Ei pot investi într-un fond de investiții care copiază indicele BTNG. Mai există, într-adevăr, cum ați punctat foarte bine, există deja un alt ETF care este admis la tranzacționare la Bursa de Valori București. Suntem, într-adevăr, din acest punct de vedere, într-o perioadă incipientă. Piața este în curs de dezvoltare. Cu siguranță și sper că va începe să atragă atenția investitorilor, ei vor începe să fie mai atenți și vor începe să investească în aceste produse, astfel încât în viitor să vedem o dezvoltare și poate vedem alți indici și alte ETF-uri care copiază alt indice Bursa de Valori București și nu în ultimul rând poate ETF-uri care copiază indici poate europeni sau din alte piețe. Cu cât există mai multă marfă la bursă, cu ghilimelele de rigoare, cu atât este mai bine pentru investitori, asta este un lucru clar. Însă, realitatea, din perspectiva fondurilor de investiții și din perspectiva atenției investitorilor, până în momentul de față arată că este mai mult către fondurile deschise, dar care nu sunt tranzacționate pe bursă. Mă uitam, sunt aproximativ 461.000 de investitori care au ales să investească în toate fondurile de investiții disponibile în România de către administratorii locali. Și exact cum spuneam, preponderent sunt fonduri deschise, dar care sunt disponibile prin diferiți distribuitori și nu tranzacționate pe bursă. Nu trebuie să ne descurajăm, trebuie să fim optimiști, trebuie să vedem partea bună a lucrurilor. Faptul că avem un nou ETF este un lucru bun, așteptăm să vină și altele, pentru că cu siguranță odată ce va începe să vedem și concurență în piață, odată ce vom începe să existe mai multe produse și investitorii pe de-o parte vor fi avantajați pentru că au de unde alege și în ultimul rând vor avea și alte avantaje. Sigur, urmează și altele. Ce sectoare ar trebui targetate? Din acest punct de vedere, discuția cred că este una puțin mai amplă. Trebuie să ne uităm și la Bursa de Valori București, trebuie să vedem ce sectoare sunt disponibile la Bursa de Valori București. Și acolo vedem că a crescut într-adevăr numărul sectoarelor disponibile, însă din păcate marfa, mai exact companiile, nu sunt chiar așa de multe. Putem face o comparație foarte simplă din prima ligă a bursei, ne putem uita în sectorul telecomunicațiilor, este doar o singură companie, RCSRDS, în sectorul medical, dacă putem spune așa, este doar MedLife, o singură companie, în alte sectoare vorbim doar de 2-3 companii. Prin urmare, în momentul în care și o companie de administrare a fondurilor dorește să creeze un produs nou, evident se uită și la care sunt oportunitățile sau care sunt companiile în care pot fi investite. Din perspectiva pieței, cu cât ar fi mai multe, cu atât ar fi mai bine. Sunt și sectoare dinamice. În perioada aceasta foarte mulți investitori și vedem că există un interes din partea investitorilor, mai ales pentru tehnologie. Ar fi foarte bine dacă poate în viitor am vedea companii din tehnologie și din sectorul IT, care știm că este unul foarte dinamic și mai ales în România există un interes foarte mare pentru el. Dacă am vedea companii la bursă și automat ulterior s-ar crea poate și indice Burse de Valori București și în ultimul rând ETF-uri care să fie din acest sector de activitate, este posibil să atragă atenția. Trebuie menționat, revin la ceea ce am transmis oarecum și mai devreme, fonduri deschise care nu erau admise la tranzacționare la bursă, existau deja, existau fonduri în piață pentru sectorul energetic, există fonduri pe alte sectoare de activitate care sunt poate nu doar în România, ci și pe piețele internaționale. Prin urmare, investitorii au de unde alege.
însă, odată ce le vor intra la Bursa de Valori București, poate o vor putea face într-un mod mai rapid alături de alte investiții pe care poate le fac direct în acțiuni și își pot crea un portofoliu tranzacționat pe bursă pe care ei să-l administreze într-un mod mai facil. Și acum am o ultimă întrebare formată din două părți, sunt oarecum două întrebări separate, dar pe aceeași direcție. Odată, haideți să ne uităm puțin către potențialul acestui ETF. În momentul de față, prețul pentru o unitate este cu 0,7% peste prețul din piața spot. Care ar fi previziunile pentru evoluția acestui ETF în comparație cu BTNG, să spunem, cu indicele propriu-zis? Și vom vedea, odată cu acest pas mare, după părerea mea, vom vedea în viitor poate și tranzacționare de contracte futures, options, lucruri pe care Bursa de Valori București în momentul de față nu le are, dar care pot aduce un plus valoare atât pentru investitori cât și pentru companie în sine, să spunem așa, și inclusiv pentru stat. Da, din perspectiva primei părți a evoluției indicelui BTNG, sectorul energetic la Bursa de Valori București are o pondere foarte importantă. Ne putem uita inclusiv în indicele BET, dacă nu mă înșel, făcând un calcul scurt, cred că mai mult de 60%, cred că chiar spre 70% din componența indicelui BET reprezintă companii din sectorul energetic. Piața și principalele companii din prima ligă sunt din sectorul energetic, semn că acest sector nu este, este în interesul investitorilor și se uită atent la el. Din perspectiva evoluției ETF-ului, trebuie să fim și trebuie să ne uităm exact ce se întâmplă și vedem că indicele BTNG nu este un indice de total return, prin urmare nu sunt incluse și dividendele pe care companiile le vor plăti. Prin urmare, așteptările ar trebui să fie ca evoluția ETF-ului să fie mai bună decât evoluția activului suport din spate a indicelui benchmark pe care îl copiază, pentru că ETF-ul evident va încasa dividende care vor aduce un plus valoare investitorilor. Nu în ultimul rând, nu trebuie să uităm și de costuri, pentru că aceste costuri vor mânca din performanță, însă dacă performanța va fi una pozitivă din perspectiva dividendelor, vom vedea dividende care vor aduce un randament bun, ar trebui ca ETF-ul să aibă per total o performanță mai bună decât cea a indicelui activ suport. Din perspectiva dezvoltării pieței în direcția contractelor derivate, contracte futures și opțiuni, aici lucrurile sunt puțin mai complicate. Dacă ne aducem aminte, în anii trecuți, Bursa de Valori București a avut o piață de derivate, a mai existat încă o altă piață, era Bursa de la Sibiu, care era în atenția investitorilor atunci, într-un final ele aceste piețe au fuzionat. Însă în momentul de față este vorba de contraparte centrală, este vorba de instituția pieței care trebuie să fie creată. Știrile pe care le-am văzut sunt în faza finală de creare a contrapărții centrale în România. Iar ulterior, după ce această contraparte centrală, o instituție cheie, mai ales pe piața derivatelor, va fi creată, vom putea începe încet, încet să vorbim și de o piață a derivatelor. Însă nu trebuie să uităm aici, pe piața derivatelor, faptul că sunt produse complexe, sunt produse riscante, sunt produse care trebuie înțelese foarte bine de către investitori. Nu trebuie să uităm că există reglementări clare privind modalitatea în care pot fi vândute produsele derivate. Nu trebuie să uităm că produsele derivate în sine necesită și market maker în piață care să creeze lichiditate. Și nu în ultimul rând, trebuie să ne uităm și trebuie să fim realiști, pentru că există concurență foarte mare din perspectiva altor platforme, altor produse care sunt disponibile investitorilor, produse prin care ei pot paria cu ghilimelele de rigoare sau pot specula folosind levier, efectul de levier pe piețe care poate sunt mai volatile, al căror preț fluctuează mult mai mult. Produsele derivate în sine sunt considerate și pot fi folosite ca niște produse de asigurare, dacă îi putem spune așa, de hedging al portofoliului pentru momente nefaste ale pieței, dar în același timp ele de multe ori sunt folosite și ca produse pentru speculat, iar în situația în care clienții vor merge în direcția aceasta, exact cum spuneam, ar trebui să activul suport să fie unul foarte volatil.
Bun, un comentariu complex, interesant. Vă mulțumim mult pentru lămuriri și vă mai așteptăm pe la noi. O zi profitabilă în continuare. Mulțumim. Vă mulțumesc și eu pentru invitație.